Ați mai plecat la București? Afară n-am făcut, o să știu ce aș fi gândit atunci. La Arista. Poate ați fi rămas? Alexandru. Poate da. Sigur, dacă aș fi fost acum, pe vârsta asta, rămânem aici, în Alexandru. Domnule Dragnea, președintele Klaus Iohannis a atras atenția tot acum cu ocazia deschiderii anului universitar că ar fi bine ca eventual Parlamentul să ia în discuție învățământul dual. Este o discuție pe care ați vrea să o purtați în legislativ? Este cazul? Da. Sunt multe de discutat în ceea ce privește sistemul de educație. În primul rând, există, sau încă nu există, nu s-a reușit în țara asta să se pună de acord oferta educațională cu solicitările din mediul economic, ceea ce este foarte important. Suntem în situația în care mulți copii termină facultatea, nu sunt pregătiți în domeniile care sunt cerute în economie. Cei din business, din mediul de afaceri, cer specialiști în domeniile în care activează și sunt lucrurile, sunt interferate, nu reușesc să se pună de acord. O discuție mult prea serioasă pentru sistemul de educație care, pentru a fi politizată, și eu și noi suntem deschiși la orice fel de discuție. Am și încurajat pe colegii din guvern și pe conducerea Ministerului Educației să dea drumul la aceste discuții și dezbateri. Sunt unele măsuri care pot fi adoptate într-o perioadă mai scurtă și, sigur, este vorba de dezbatere amplă pe legea educației în ansamblu, dar o dezbatere amplă care să nu producă efecte care peste un an, doi, sunt modificate, pentru că suntem în acest proces de reformă de la Revoluție încoace și se tot reformează sistemul de educație de la an la an și rezultatele nu sunt tocmai bune. Da, deschidere totală pentru orice fel de discuție. Plagiatul mai este considerat o problemă de către Parlament, de către Guvern, de către dumneavoastră personal? Da, plagiatul este o problemă. Adică cei care plagiază nu sunt în regulă. Vă gândiți la soluții pentru a stopa fenomenul? Soluțiile sunt prezente acum. M-am abținut tot timpul să spun lucrul ăsta. Poate că prea mulți au dorit, sau a fost o perioadă în care prea mulți și-au dorit să fie doctori, de dragul de a fi doctor, în ceva anume, nu neapărat în specialitatea lor. Poate este mai multă rigoare atunci când se aleg sau se decid doctoranții, după părerea mea. Dacă îmi permiteți, domnule Dragnea, în legătură cu creșterea indicelui ROBOR, din nou, a crescut, iată, începe săptămâna la 1,71. Vorbea premierul despre eventuale discuții cu guvernatorul Băncii Naționale. Știți ceva despre aceste... După părerea mea, trebuie să aibă loc o discuție. Poate să aibă loc o discuție în care să participăm și noi cu conducerea Băncii Naționale, pentru că este un subiect important. Și cred că trebuie să aibă loc această discuție. Și poate nu numai cu Banca Națională. Cu cine? Și cu reprezentanții celorlalte bănci? Poate și cu reprezentanții celorlalte bănci. Eu cred că o relație corectă cu sistemul bancar, corectă, și accentez asta, este benefică, și o relație corectă și cu Banca Națională. Dar trebuie să fie în ambele sensuri, până la urmă. De ieri, justiția ați vorbit? Ratele la bancă, ci s-a scumpit și electricitatea, carburantul. Este vina undeva? Există o vină pentru aceste lucruri? Cum să nu există? Asta va face Comisia de Anchetă ANRE ca să vedem cu toții cum s-a întâmplat în România, că cresc într-una prețurile și multă lume spune că au crescut și cresc în continuare nejustificat. Brusc trebuie să crească prețurile cu 5%, am înțeles, la carburant, la gaze, la energie. De ce? Trebuie să vedem exact de ce. România este țara din Europa care are cel mai mare procent de acceptare a pierderilor nejustificate în preț, 17%. Dar să vedem de ce, adică cei care distribuie energia electrică, câte pierderi au și dacă au pierderile astea atât de mari, noi toți trebuie să le suportăm la factură. Cei de la ANRE văd că sunt foarte, foarte români, între ghilimele, adică acceptă lucrurile astea foarte ușor și nu știu dacă sunt foarte bine justificate. Comisia de anchetă va face lumină în acest caz. Da, este o vină, normal. Și prețul la carburant cine l-a scumpit? Prețul la carburant l-au scumpit companiile care nu cred că l-au scumpit generate de acciză sau din cauza accizei.
Pentru că atunci când am dat-o jos, când a dat-o jos guvernul Cioloș, pentru că noi n-am avut șansa să intrăm în decembrie la guvernare, prețurile n-au scăzut. Deci se pare că nu asta influențează, se pare că influențează alte interese, și anume profitul, da? Cu orice preț. O să vedem, până la urmă, ce se întâmplă și cu aceste prețuri. Poate și aici o comisie de anchetă? Nu știu, trebuie să refacem pe rând, pentru că deja sunt câteva. Este ANR, SIPA, e și comisia pentru alegerile din 2009, deci comisia pentru întâmplările din sufragerie. Dar nu este exclus. Nu este exclus. Pentru că sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat, se întâmplă în continuare. Sunt niște oameni care huzuresc, niște oameni care iau decizii și să vedem de ce le iau așa, le-au interesat sau pentru că așa au visat, și toți românii suferă. Și poate încet, încet extragem toate aceste cauze care ne produc atâtea supărări și care nu aduc nici bine în economie. Cu toate ordinele, ați vorbit despre acea sesizare la Curtea Constituțională, știți? Nu, n-am avut când. Am plecat dimineața, am venit încoace, n-am avut când, dar sper că astăzi sau cel mai târziu mâine să avem o întâlnire. Mâine cred că ei sunt în Bulgaria cu guvernul. Poate reușim astăzi. Revenind la Telorman, spuneți-ne și nouă despre investiția la stadionul municipal. A fost făcut un proiect? Ce se mai întâmplă? Eu sper să se facă. Sper să se facă pentru că și acest județ are drepturi ca și alte județe. Așa cum și în alte părți s-au făcut investiții, sper să se facă și aici. Pentru că este și o solicitare a Federației Române pentru stadion aici la Târgoviște, pentru campionatul care urmează. Și în plus, cât mai multe stadioane în România ajută baza de selecție. Suntem cu toții supărați că, și pe bună dreptate, că echipa națională nu mai are performanță de foarte mulți ani, că în alte sporturi nu mai avem foarte multă performanță. Dar o susținere pentru sportul de masă nu poți să faci fără o bază sportivă serioasă. Și eu cred că ar fi bine să se facă și sper să se facă. La tir? Și poligonul de tir. Nu știu dacă până la urmă Ministerul Tineretului l-a transferat. Ministerul Tineretului și Sportului are foarte multe, are o bază materială uriașă, dar care în mare parte este în stare de degradare. Cu cât mai repede le descentralizează, le transferă la autoritățile locale, cu atât mai repede crește șansele ca acele baze să fie refăcute. Cred că mai țineți minte, când eu eram aici, tot făceam solicitări la Ministerul Tineretului pentru acel poligon, în mod special, nu au vrut să ni le dea. Și știm bine că acolo au fost campion național și olimpic de la noi, din Telor. Vorbind de investiții, pe drumul european 70, circulația este destul de mare și s-a tot dorit investiția, modernizarea acestui drum. Se face ceva, se ia în calcul? Discutăm serios. În București, foarte ușor se spune despre de ce e nevoie de drum expres, autostradă, București, Alexandria, Craiova și Serbia. Să vină să circule o săptămână aici, între București și Alexandria, pentru că traficul de aici este comparabil cu traficul pe DN1. Iar în weekend este mai rău, mai grav decât este pe DN1. De ce? Pentru că Se stă, nu se merge. Da, deci sunt weekenduri în care de la Drăgănești Vlașca stăm la coadă. Deja de la Chimpați este o obișnuință. Și eu sper că odată cu adoptarea legii parteneriatul public-privat să găsim parteneri, companii private care să dorească să investească în acest drum care este foarte important. Sunt trei căi importante în România. De la Constanța la București și de aici sunt trei căi. București în nord, spre Moldova, în București prin două căi către Transilvania și prin sud. De ce atâta blocaj pentru asta? Înțeleg. Sigur că e important și Craiova-Pitești se va face și Sibiu-Pitești, dar autostradă pe câmpie care este foarte benefică. De ce? Pentru că leagă Constanța de Serbia, de toate țările din fosta Iugoslavie și cu nordul Italiei. Este un traseu mult mai scurt decât traseul tradițional prin nord. Eu sper să găsim companii private care să dorească să facă drumul ăsta pentru a nu mai înjura toată lumea care stă la coadă. Vorbeați despre performanțe în sistemul universitar românesc. În sistemul de educație în general. Acum, dacă tot suntem la deschiderea anului universitar, Asociația Studenților a atras atenția că o treime dintre studenții din România nu termină până la urmă facultatea. Abandonul școlar ar fi o mare problemă din punctul lor de vedere. S-au făcut studii, dumneavoastră aveți cunoștință de un studiu la guvern și de eventuale soluții? Pentru a preveni
Pentru a fi cât mai mulți studenți care termină care și termină, care pentru că suntem facultate. Pe ultimul loc, înțeleg, în Europa la acest capitol, absolvenți. Sunt 400, peste 450.000 de studenți astăzi în România, 34.000 la stat și la privat sunt în jur de 34.000. Eu cred că, după părerea mea, noi suntem deschiși la orice fel de propunere. După părerea mea, de la asociațiile studenților și de la cadrele didactice din universități trebuie să vină propuneri, pentru că ei știu cel mai bine. Și sigur, Ministerul Educației este deschis și noi în Parlament suntem dispuși la orice propunere, dar ar trebui studenți și cadre didactice împreună să găsească care sunt cauzele care generează acest fenomen și care sunt propunerile pe care le pot face și nu va fi niciun fel de ezitare din partea noastră. Finanțare mai mare, vorbeau studenții de când. Finanțarea este în creștere. Deci finanțarea este în creștere. Noi am introdus, de exemplu, bursa socială, bursa minimă de 600 de lei și sunt burse care ajung până la nivelul salariului minim. Nu sunt sume colosale, dar finanțarea este mai mare decât era înainte. Dar cred că ar trebui, de asta spun, studenți și cadre didactice, ca împreună să gândească cum e mai bine să se repartizeze banii în cadrul unei universități. Acolo sunt niște probleme în care nu tot timpul se înțeleg. Cred că nu e bine să ne băgăm noi. Vă mulțumesc mult! Mulțumim. O zi bună și ușoare, ca să auzi de cum s-a